Această rubrică vă este oferită de Sanador. Cancerul tiroidian este un tip de cancer care afectează glanda tiroidă. Boala are o incidență în mare creștere la nivel mondial. Care sunt cauzele și ce modalități de tratament avem? Ne spune doamna dr. Corina Neamțu, medic primar endocrinologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Cât de frecventă este afectarea malignă a glandei tiroide? Deși cancerul tiroidian reprezintă în acest moment doar 3% din totalitatea formelor de cancer, pe o statistică din Statele Unite, se estimează că având cea mai mare creștere ca incidență, astfel încât se pare că până în 2030 tiroida va reprezenta al patrulea organ ca localizare a cancerului, după cele cunoscute, respectiv sunt prostată, pulmon și colon. Practic, acest cancer apare ca un nodul, dar nu orice nodul este cancer. 60% din populație formează în timpul vieții nodul de tiroidă și numai circa 10% din aceștia vor fi încadrați ca o formă de cancer. Ce trebuie să facem dacă descoperim un nodul tiroidian la ecografie cervicală de rutină, să spunem? Ecografia cervicală, respectiv tiroidiană, reprezintă cel mai important mijloc imagistic pentru stratificarea nodulilor tiroidieni, astfel încât în mâinile unui radiolog sau endocrinolog avizat se pot aprecia anumite caracteristici care încadrează în categorii de risc. Ce apreciem? Dimensiunile unui nodul, localizarea, multifocalitatea, marginile sale, prezența unor anumite spoturi hiperecogene în nodul, precum și determinări secundare în ganglionii laterocervicali. Toate aceste elemente stratifică nodulul și, mai departe, în funcție de riscul pe care îl reprezintă un nodul, pacientul va fi trimis pentru examen citologic prin punctie biopsie cu ac fin. Ce se întâmplă mai departe? Ce facem în cazul unui nodul suspect ecografic sau citologic după această punctie biopsie? Dacă nodulul este în alt suspect, următorul pas va fi categoric cel chirurgical, cu tiroidectomie totală și în funcție de caz și evidarea ganglionară de zonă. Iar dacă nodulul este cu un grad de suspiciune intermediar și în funcție de dimensiunile lui și nu în ultimul rând de preferințele pacientului, el poate fi monitorizat ecografic la 6 luni și în funcție de evoluția sa, dacă aceasta este semnificativă, se poate interveni în momentul 2 chirurgical. Terapia cu iod radioactiv când este indicată și cu ce rezultate? Terapia cu iod radioactiv este indicată postchirurgical la majoritatea cancerilor de tiroidă pentru că acestea se încadrează în categoria de cancer diferențiat, respectiv papilar și folicular. 90% dintre cancerele de tiroidă au beneficiu din terapia cu iod. Ce este această terapie? Se administrează iod marcat radioactiv, știut fiind faptul că tiroida folosește iodul pentru producția hormonală, practic acest iod o păcălește, tiroida, resturile tiroidiene, că nu mai vorbim de o tiroidă, ea fiind deja exclusă chirurgical, micile resturi tiroidiene sunt păcălite și achiziționează iodul care funcționează ca și calul troian. Pur și simplu distrug resturile tiroidiene și din lojă și metastazele la distanță. Astfel încât, după chirurgie făcută foarte bine cu un chirurg cu volum de operații pe tiroidă înalt și după terapia cu iod radioactiv, prognosticul cancerului tiroidian diferențiat este foarte bun și rata de supraviețuire a pacienților la 10 ani este de peste 90%. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Cu multă plăcere. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.